Bună ziua, dragi colegi! Astăzi aș vrea să experimentăm împreună o rețetă de clătite americane. Haideți să începem! În acest bol avem două ouă și iar alături de ele vom pune 80 de grame de zahăr pe care le avem aici. Le vom turna, iar după aceea vom pune o esență de vanilie. Încet, bate-l așa, ca să scurgă tot. Așa. Vă recomand să vă luați o sticluță. Iar acum, cu ajutorul mixerului sau a unei linguri, vom amesteca foarte bine până se va topi cât de cât zahărul. După cum puteți observa, zahărul s-a topit și avem o compoziție cremoasă. Acum vom adăuga o lingură de miere. Cu altă lingură. O lingură de miere și nu contează ce fel de miere este, atâta timp cât este miere. Acum, după ce am pus lingura, vom pune făina, respectiv 250 de grame de făină pe care le avem în acest bol. Vom pune puțină și vom începe să amestecăm, iar după aceea vom turna și restul. Trebuie să fiți atenți să luați tot ce rămâne și pe margine, pentru ca aluatul să fie ferm și să nu fie prea gros. Nu este lapte. Mai întâi eu voi amesteca puțin dinainte pentru a nu se întâmpla ce s-a întâmplat și la început, adică să sară toată făina în sus. Acum să amestecăm. Acum vom adăuga laptele, care este 200 de mililitri pus de lapte, care vom pune în chiuvetă. Aici. E cănița în chiuvetă, ca să nu te deranjezi. Da? Ce bine că am aici asistenta mea. Thank you.
puțin amestecat să ține mixerul ferm. Și avem un fel de cremă de aluat. Foarte, foarte cremoasă. Și acum vom pune praful de copt, două lingurițe, dar după ce am gătit prima rețetă, am constatat că două lingurițe sunt într-un plix exact. M-a rupt-o bine? Da, da, e rupt-o bine. Așa. Așa că puteți să puneți tot pliculețul de praf de copt. Untul. Și, da, corect. Și vom strânge mierea. O vom pune aici și acum vom pune 3 cubulețe de unt. Untul poate fi tăiat așa. Sau poate pur și simplu să fie tăiat pe lung. Important este să fie 3 bucățele. Și după cum poateți observa, tiga este lucioasă, deoarece mi-a mai rămas o bucățică, așa că puteți să ungeți tiga aia cu puțin unt pentru a nu se lipi. Terminat de făcut așa zisul nostru aluat, dar cel mai important și cel mai important și este un mare secret este să faceți curățenie la locul de muncă. Aici avem aluatul, după cum puteți observa, și acum amestecați în așa fel încât să nu rămână cocoloase. Și încă un secret, untul este mai bine scos dinainte pentru a se înmuia și a se face o cremă, să se amestece cu altă cremă, pentru că altfel vor rămâne bucăți tari și nu va ieși foarte bine mâncarea. Nu, celălalt buton. Poți? Nu. Lasă-l așa aici. Nu, stai că nu. Mulțumesc! Aici avem o farfurie medie, adică nici prea mare, nici prea mică, pentru cartele care vor urma să stea în ea. Este important că atunci când gătiți clătite, asigurați-vă că aveți un polonic de încredere, cum este acesta. Trebuie să fie un polonic bun, adică. Iar dacă nu aveți ce vă trebuie în casă, și o spatulă, bineînțeles, iar dacă nu aveți ce vă trebuie în casă, nu fugiți și nu vă grăbiți să cumpărați. Și dacă vă grăbiți și cumpărați, cumpărați cu mănuși și mască. Acesta a fost un mesaj de interes public.
După cum vedeți, am împolonic puțin, deoarece ele trebuie să fie ca un bebeluș mic și gras. Mic și foarte, foarte gras. Trebuie să punem puțin, pentru că el se întinde. Și un mic truc este că trebuie să facă bule multe înainte de a-l întoarce. Și prima clătită e prima clătită care o vom gusta. Și vom vedea cât de groaznică sau cât de minunată este. Trebuie să așteptăm puțin. Ele, că focul e la mic. Da, am dat la mic sau la mic. Ele oricum sunt destul de grăsuțe și americanii sunt negri, așa că nu vă speriați dacă clătitele vor fi negre pe părți. Toți americanii sunt negri. Da, dar majoritatea lor sunt negri. Ei, da. Așa că și clătitele sunt negri. Vom încerca să o întoarcem. Să coacă. După cum puteți observa, noi am pus un, dar dacă nu vreți să puneți un sau pur și simplu nu aveți un și n-ați găsit, puteți foarte bine să puneți ulei, doar că untul le face mai speciale, mai pufoase și mai diferite. Sper că nu o stric. Așa arată o clătită. Prima clătită e cea de mai... Probă. Da, cea de probă și cea care de obicei nu prea iese. Dar eu zic că iese. Ce fain miroase. Mie nu trebuie să... Pur și simplu aștept să se negrească. Las să se bronzeze ea. Trebuie să țineți cont de faptul că, cum am zis mai devreme, dacă se înnegrește, asta e cel mai bine, înseamnă că este coaptă bine pe interior și rețeta este de așa fel încât să se înnegrească. Neagră până se arde? Chiar, dar maronie. Lasă, mai lasă, eu cred că mai trebuie un pic lăsat. Nu contează dacă murdăriți prin casă, important este că o puteți revanșa cu o clătită. Eu cred că mai trebuia puțin cealaltă pe partea cealaltă. Ca maronie, dar zici că e pâine. Și chiar are gust de pâine. Dar nu apăsă. Nu apăs. Facă bine. Dacă aveți frați mici și nu se pot abține și vor să guste, puteți gusta și aluatul, pentru că este foarte bun și are proteine, pentru că ouăle sunt crude. Da, dar nu este sănătos. O grămadă de proteine. Nu este sănătos. Dar cred că e gata. Și eu zic că e gata. E gata. Haide să o tăiem să vedem cum o-i. Acum nu se mai taie. Ce fierbinte o-i. Ea arată așa în interior. Nu știu cum să arăși. Și crezi că e bună. O să gustăm. Dar hai că s-o arde aici. Nu mai pui una? Ce bună e. Hai să mai pui una. Mai puțin aluat. Puteți face și diverse forme. Doar că dacă sunteți începători, cum sunt eu, nu stricați aluatul pe niște forme. Și mie s-a gustat. Dar parcă eu o găteam. Și tu o mâncai? Aha. Interesant. Până acum tu n-ai mai gustat pentru că s-a făcut o surpriză. Aici, după cum puteți observa, avem ciocolată pe care o puteți topi, dar noi nu vrem să topim pentru că plătitele sunt deja fierbinți. Și se va topi singură. O puteți topi în următorul fel. Luați puțin apă, puneți-o la fiert și când începe să fiarbă, puneți acest recipient ambalat, adică nu-l desfaceți, și se va topi. Și o veți avea ciocolată topită, cumpărată de la magazin. Și
puteți unge. Dacă aveți niște fructe, cei care au o grană, este și mai bine. Cum aș fi fost să avem și surop de arțar să punem în piele. Murela și, cât de dulci era. Și nuci. Și nuci și frișcă. Hai, întoarce-o, întoarce-o. De obicei, aia nu prea ieși, dar de obicei așa trebuie să arate. M-am zis eu ca africanii. Dar nu, nu mai apăsa. Ei, nu mai apăsa, dar schimbă mănânc pe asta. Este o rețetă irezistibilă. Căuciorii de afară. Mm-hmm. Nu mai apăsa așa, las-o să coacă. Eu las să coacă. Eu zic că e gata, pentru că pe partea cealaltă s-a făcut mară. Și astfel veți avea un mic dejun copios, sănătos. Sau desert. Sau desert, da? Sănătos și veți avea o surpriză minunată din partea părinților sau a copiilor. Și acum să arăt și de probă cum se unge. O puteți pune pur și simplu aici și vedeți, iese abur din ea și se va topi ciocolata. O pliați. Nu neapărat, poți să așa întinsă. Și puteți să o mâncați așa. Am pus puțină ciocolată, dar normal poți să pui câte vrei. Și cam așa arată și o clătită cu ciocolată. Deci vă invităm la clătite. Corect. Vă invităm să faceți clătite alături de noi. Mulțumim că ne-ați vizionat și v-am pupat la 2 metri.